Bun găsit, iată, vorbim despre controle în toată țara, controle care au început în cursul acestei dimineți, controle realizate de cei de la inspectoratele teritoriale de muncă, direcțiile de sănătate publică, cei de la Agenția pentru Persoane cu Dizabilități, de la cei care ar trebui să se ocupe practic de controlele din aceste centre, cei care au în atribuții aceste controle, mă refer aici la agențiile județene pentru inspecție socială și pentru plăți și inspecție socială, dar și cu poliția. Suntem la prefectura Ilfov, de unde știm că controlele vor fi în Ilfov la 150 de centre. De asemenea, în ceea ce privește capitala, vorbim despre 207 centre care vor fi controlate de 5 echipe mixte. Avem și primele rezultate ale acestor controle. Iată, în Timișoara a fost deja suspendată activitatea unui centru pentru oameni fără adăpost, unde a fost găsită mâncare expirată, dar și saltele murdare. Centrul a fost închis pentru următoarele 3 luni, aceștia trebuie să-și rezolve problemele, iar mai apoi vor fi controlați din nou. Toate aceste rezultate vor ajunge la prefecție, iar mai apoi la premier la finalul acestei săptămâni.